Interviul săptămânii la RCIS FM. Dragi prieteni, bun găsit la Interviul săptămânii. Vă salut din studioul Angelus TV. Mă bucur că astăzi sunteți din nou alături de mine. Încercăm și astăzi să descoperim povești, picanterii chiar, pentru că nu-i așa, viața e făcută și din picanterii, din încercări, din bucurii, de la invitatul de astăzi, părintele Francisc Trefaș. Părinte, bun venit în studioul Angelus TV. Bine v-am găsit. Știu că e cumva prima dumneavoastră experiență de acest gen la Angelus TV și am așa o responsabilitate nescrisă să fac astfel încât să vă placă la emisiune și să reveniți în studiouri ca să împărtășiți celor care ne urmăresc pe toate canalele media povești din viața Sfinției voastre, întâmplări care v-au ghidat, care v-au transformat și care v-au ajutat să deveniți ceea ce sunteți astăzi. Sunteți născut în Moldova, în frumoasa Moldova, pe care, iată, viața v-a făcut să o părăsiți și să plecați de acolo, dar aș vrea să facem cumva așa un arc peste timp și să ne întoarcem la Mircești, nu-i așa, celebrul loc Mircești, unde s-au născut și alți mari oameni ai României, locul în care v-ați născut și în care ați copilărit. Cum a fost copilăria dumneavoastră, Părinte Francisc? Nu știu dacă m-am născut la Mircești. Era comuna Mircești, așa scrie în actul de naștere. Dar și satul? Ce sat era? Tețcan. Era un sat, un sat foarte mic. Probabil nici nu era casă de naștere. Ai mei mi-au spus că m-am născut în Graști. Pentru că avea o cameră. Bunicii le-au dat părinților mei o cameră, unde, singura cameră liberă, unde erau lângă vite, unde erau vacile, o vacă și ce mai aveau. Și alături era o cameră, pe care mi-o amintesc și astăzi. Cineva mi-a spus că acolo m-am născut eu. V-ați născut într-o familie cu câți copii? 8 copii. Eu fiind cel din tâi născut. Cel din tâi și cel mai mare. Mai mare nu. Și totuși, părinte, puteți spune că în acel spațiu pe care l-ați descris mai devreme, ați avut o copilărie fericită? Pentru vremea aceea a fost o copilărie fericită, deși suntem familie săracă. Am spus 8 copii, părinții, mama lucra la câmp și tata lucra la Roman, la fabrica de zahăr. Era pompier. O familie modestă în care bănuiesc că au fost multe lipsuri, dar ați simțit vreodată că pe lângă aspectele materiale sunt alte lucruri care vă lipsesc? Sau a fost acea familie simplă, de la țară, de la sat, care știe să ofere bucurii, bucurii pe care, iată, omul matur, omul care a plecat, acum este în capitală și își desfășoară activitatea, le poartă mereu un suflet și în gând. Atunci nu știam altfel de viață decât aceea de la țară și mama mă lua la câmp, adunam cartofi din pământ, le puneam pe categorii, acolo mi-amintesc eu prima copilărie, bunicul mă ducea câteodată cu calul, mă punea pe cal și mă ducea tot la câmp. Deci, practic, viața omului se lega foarte mult de munca la câmp, de munca în grădină, de pământ, de glie și, practic, munceai, aveai și trebuia să faci acest lucru ca să ai ce să le pui copiilor pe masă. Ce tip de părinți au fost ai Sfinției voastre? Au fost genul acela mai dur sau duhul blândeții care au reușit, iată, o familie atât de numeroasă să încerce să o țină în așa fel încât copiii să nu o ia pe căi nedorite de părinți? Eu fiind mai mare, trebuia să am grijă de ceilalți. Și asta era preocuparea mea și grija pe care mi-au încredințat părinții, să am grijă de ceilalți. Nu aveam timp prea mult să mă joc, dar nu simțeam tare lipsa asta, că toți erau la fel. În sat mic, lângă Săboani, nu era parohie în sat. Și unde mergeați la biserică? Mergeam în sat doar duminică, atunci venea preotul din parohia Iugani, o dată pe săptămână. Dimineața era liturghie, seara era vecernie. Venea și la vecernie. Preotul, însă, pentru mine preotul era foarte sus.
Deci mergeați cu drag la biserică și cu admirație față de... Da, n-am fost ministrant, n-am fost apropiat de altar, n-am fost copil de altar, stăteam în biserică, în bancă. Erau câțiva ministranți atunci, mai înstăriți. Cei săraci nu erau prea bine primiți acolo. Și, și totuși... contactul cu preotul era la spovadă. Stăteam cu frică acolo la rând la spovadă. Mă gândeam la păcatele mele și așteptam ca la examen. Acum gândesc așa, când îmi aduc aminte, ca la examen cu emoție, să spun păcatele. Înseamnă că erați totuși suficient de matur și de conștient de datoria aceasta de creștin, de a merge la spovadă, de a-ți spune păcatele și n-ați tratat cu superficialitate aceste aspecte. Am făcut catehism cu dascălul. Atunci dascălul făcea catehism cu copiii. Nu venea preotul. Preotul venea doar și ne asculta, dacă știm totul, și ne dădea o țidulă, că putem să mergem mai departe. Era ca un examen. Și ați învățat de rușine sau... Adică să nu zică părintele, ia uite, n-am învățat, să faceți de râs familia, să faceți de râs... Știam de acasă toate rugăciunile, toate câte erau zoale atunci. Părinții, tata mă punea în fiecare seară când venea de la servici, înainte de a ne culca, să spunem toate rugăciunile. Tot ce am învățat la catehism. Deci făcea și tatăl lucrul acesta. Tata ne punea și eu conduceam rugăciunea. Asta era misiunea mea. Nu că eram mai bun, eram mai mare. Și toate rugăciunile de la Tatăl nostru, act de căință, cele 10 porunci, cele 5 porunci, adevărul de credință, tot ce știam, Îngerul Domnului, astea nu lipseau niciodată seara. Dimineața nu mai aveam poate timp să fac, dar seara făceam. Pentru că erau atât de multe lipsuri în acele timpuri și proveniți dintr-o familie numeroasă în care cu siguranță au fost multe greutăți de-a lungul timpului. Puteți spune că i-ați văzut vreodată pe părinți nefericiți sau lipsiți de speranță în ceea ce privește aspectele, nu știu, aspectele legate de material, de ceea ce să mănânce copiii, de cum să meargă la școală, cum să îi îmbrace? Erau preocupați, erau îngrijorați de aceste aspecte? Eu am făcut școală, primele 4 clase în sat. Aveam o traistă. O traistă, așa ca un fel de ghiozdan, dar nu era ghiozdan, era traistă. Și la traistă era cusut un buzunar mic, unde aveam călimara cu cerneală. Și aveam toc și scream cu tocul la școală. Și băncile la școală aveau tot așa un locaș unde se punea călimara. Toate, bineînțeles, că erau murdare de cerneală, toate aceste locașuri. Puneam penița, tocul, în cerneală scria. Nu erau pixuri. Lucruri grele care, iată, totuși v-au ajutat să vă formați. Dar în ceea ce privește studiul și cartea, pentru că, așa cum ați zis, trebuia să vă împărțiți între responsabilitatea de a vă implica în creșterea fraților mai mici, nu? De a vă ocupa de ei, muncile câmpului, muncile aferente unei gospodării, mai era și studiul. Găseați timp și pentru acest lucru? Nu. Să studiați, să învățați? Nu găseam timp pentru studiu. Totul prindeam din clasă. Eram atent la școală. Acasă niciodată nu mi-amintesc să-mi făcut temele. Pentru că n-aveați cum. Spuneam că am început primele 4 clase în sat, în Tețcan, și clasa 5, 6, 7, la Gherești. În sat vecin, la vreo 3 km. Mergeați fiecare, pe jos, bănuiesc. Fiecare zi pe jos, nu? Că astăzi cu mașina. Și mă duceam să-i aduc pe cei din Gherești la școală, că nu veneau toți la școală și mă trimitea, că m-au pus un pic de șef. Aveați calități de lider. Un pic de șef și m-au pus și să-i aduc la școală. Mă duceam după ei să-i aduc la școală. Mă punea să controlez la teme. Eu nu aveam tema făcută, pentru că nu aveam timp să fac tema. Păi și cum era? Ca cel care nu-și face temele să-i controleze pe alții dacă i-a făcut? Așa a fost, asta e realitatea. Și trebuia să scriu acolo cine n-a făcut tema. Și vă scriați pe listă? Nu, mă scriam că eram exclus. Și ați ales, părinte, să urmați acest drum al preoției și v-ați dus la Iași, la institut? Nu, unde... eu am ales.
Ați fost trimis? V-a ales cel de sus. Cel de sus. Da, ați ascultat. Ați ascultat chemarea. Nu de la știți că unii rămân surzi la chemarea. Nu de la început am avut intenția asta. Cum a fost? Ce v-ați dorit la început? Am dorit să fac liceu. Apoi voi vedea. Așa v-ați spus. Așa mi-am spus. Dar aveam înclinație spre cele spirituale. Care se manifestau cum? Vă plăcea să vă rugați? Da, mă rugam. Pus de părinți, mă mai rugam și singur câteodată. Odată mi-amintesc, făceam și meditație. Eram 7 ani. Făceam focul afară cu niște crengi uscate. Fierbeam la porc cartofi și aud bătând clopotul. Dar nu era ora prânzului, când se bate clopotul, de obicei. Bătea clopotul altfel. Bătea ciudat. Și întrebam pe mama, de ce bate clopotul așa? De ce a murit cu tare? Atunci am realizat, stai puțin, cum adică a murit? Nu prea știam ce înseamnă. Ce înseamnă a muri? A muri. Și m-am gândit, măi, cum adică să ești și nu mai ești, nu mai vezi pomul. Era o meditație începută de atunci. O profunzime a gândurilor? Așa, și niște întrebări pe care vi le puneați și la care ați căutat răspuns. Asta mi-amintesc și căutam un răspuns. La fel, era de Crăciun, îmi punea sub pernă Moș Crăciun ceva. Niște bomboane, câteva. Nu sub brad, nu? Nu exista. Sub pernă. Nu, sub pernă îmi punea. Și eram foarte nemulțumit cum, când a venit, că eu n-am văzut, nu. Și atâta i-am spus lui mama, cum arată Moș Crăciun, să mi-l arate, să-l descoper și eu. N-a găsit o poză cu Moș Crăciun să-mi arate. N-a găsit. Deci, exista Moș Crăciun, era o taină aici. Moș Crăciun era legat de ceva supranatural, Moș Crăciun. Apărea, nu, dispărea, cum dorea deci nu era, cum... nu era palpabil, palpabil și vizibil. Exact. El venea surpriză. Și credeați în el? Credeam, eu sigur că da. Spuneți-mi cum ați ajuns la institut, cum ați ajuns la seminar? Eram la liceu la Roman, nu se primea la seminar decât din 4 în 4 ani. Și când am terminat eu 7 clase, eram ultima serie cu 7 clase, unde să merg decât la liceu. Liceu teoretic, unde aveai perspectivă să mergi mai departe, facultate. Vă doreați? Deci nu v-ați dorit să fiți un simplu muncitor, v-ați dorit să faceți studii, să aveți o meserie, să știam, vă dezvoltați. Știam să citesc înainte de a merge la școală. În clasa întâia și cunoșteam ceasul. Nu erau decât un ceas în toată școala, la Tețcani, și mă trimitea învățătoarea la clasa vecină, deschideam ușor ușa și mă uitam pe perete cât e ceasul și îi spuneam ei că nici ea n-avea ceas, ca să știe că ne dă pauză. De acasă tata m-a învățat să citesc, să socotesc și tot ce putea el să-mi dea, mi-a dat și sunt... Să vă dezvoltați mintea și să progresați. Sunt recunoscător. Deci am mers la liceu, la Roman. Era și la Săboane un liceu. Dar am zis la Roman că era în oraș. Un coleg de-al meu zice, mergem la Roman, că acolo sunt trepte de mozaic. Roman Vodă. Am dat admiterea, atunci se intra greu la liceu. Am reușit 2 din sat, în serie. Și eram fericit că a venit un vecin și i-a spus, tata, băiatul tău a reușit la liceu. Tata s-a bucurat și vocația a venit la liceu. Când după primii 2 ani de liceu se făcea o departajare reală și umană. Atunci așa era. A fost primul moment când trebuia să aleg. Și ce ați fi vrut? M-am gândit ce să fac. Băieții la reală. Și după ce termin reală, după aceea unde merg? Și mai departe ce fac? Și mai departe ce? Și dincolo.
Și am aflat că există și o altă posibilitate. Să fac teologia, să fac seminar. De unde ați aflat? Cine v-a vorbit despre acest lucru? Discutam cu un coleg. Coleg de clasă. Și amândoi am hotărât să mergem la seminar. Și am scris unui teolog, unui seminarist mai mare, care era din sat, Vladimir Peterca, poate îl cunoașteți, am scris o scrisoare. Noi vrem să mergem la seminar. Ce stați și învățați acolo, când Dumnezeu vă va chema, veți veni. Am și astăzi scrisoarea lui. Și o păstrez. Și mergeam la biserică, fiind la liceu, mergeam în fiecare duminică la biserică. Nu mă trimitea nimeni. Eram doar doi catolici în clasă. Erau 12 clase, de-a 8-a și apoi de-a 9-a. 12 clase. Eu eram clasa 12-a L. Și mergeam la biserică, la Roman, atunci era paroh Părintele Eugen Baltaizer, neamț. Îmi plăcea cum predică. Și predica frumos pentru tineret. Mă duceam să-l ascult, mă duceam la liturgie, mă spovedeam într-un colț acolo, la scaun de spovadă în dreapta, în spate, atunci, acum nu mai știu unde este, și până într-o zi când părintele m-a observat acolo, singur, și mă rugam acolo și m-a observat și mă cheamă la mine. Mă cheamă, vino puțin. Și m-a întrebat ce cu mine. Păi zic, ce să fie? Am venit la biserică. Era primul meu contact cu un preot direct. Deci aveam de gând să merg să fac teologie, dar... Deși până atunci nu ați stat de vorbă cu un preot vreodată. Nu. Decât la sfințirea caselor, când preotul evident, venea, da. Îi dădea bomboane, ne întreba rugăciuni și mergea mai departe. Și atunci mi-a plăcut preotul ăsta. Și când v-a chemat? Că v-a zis părintele Peter, că părintele după, da? Pe atunci tânărul Peter, că nu v-a zis mergeți, învățați, că vă va chema Dumnezeu. Da. Când v-a chemat? Păi, m-a chemat când eram stăteam la internat. Noi de la țară eram la internat. Toți de la țară într-o singură clădire. Fetele într-o parte, băieți în altă parte. Dormeam într-un loc, în dormitor într-un loc, învățam în alt loc și mâncam în altă parte. Trei, eram tot timpul, mărșăluiam pe drum ca soldați. Și mă rugam cu colegul meu fiecare zi. Aveam o cărticică mică, broșurică. Eu mă rugam singur. Nu știu pentru ce mă rugam. Păi și aveați răbdare? Pentru că îmi închipui că dorința aceasta de a merge la seminar era totuși prezentă și răspunsul acela a fost destul de evaziv. Mergeți că vă cheamă Dumnezeu. Păi când te va chema, mi-a spus. Când, dacă vrea Dumnezeu să ajungeți la seminar. V-ați închipuit atunci un orizont de timp? Hai că mă cheamă într-o lună, într-un an. Așteptam să treacă anul, că urma să dea examen după 4 ani. Adică eu aveam 2 ani diferență. De așteptat. Și n-am stat acasă, am mers ați făcut studii la liceu. La liceu. Acolo s-a cristalizat vocația, mai ales când am luat contact cu părintele Eugen Baltaizer. M-a luat de câteva ori la el, am stat de vorbă, nu mi-a vorbit despre seminar. Eu i-am spus că vreau să merg la seminar. Și el n-a rămas surprins, dar nici nu m-am prins. Mergeam cu el, de exemplu, în cimitir. Eu n-am intrat niciodată în cimitir și mi-era frică de cimitir. El m-a luat prima dată în cimitir. Ce făceam? Plantam un gard viu între parcela ortodoxă și cea catolică. Și mi-a plăcut. Nu mi-a plăcut cimitirul. Mi-a plăcut această muncă cu părintele, cu el. El, preot de la altar, pe care îl credeam din cer, lucra. Să faceți această muncă. Dar ce simbolistică, gard viu între frații ortodoxi și catolici, și spun acest lucru pentru că știu că sunteți un adept al ecumenismului, un practicant și un apărător al valorilor creștine la modul general. Și știm bine că aceste valori creștine sunt aceleași până la urmă, indiferent de forma în care facem cruce sau de
religia din care facem parte. Mă spuneam că în clasă eram doar doi catolici. Restul erau toți ortodoxi. Și ați știut să creșteți între... Am crescut împreună și unii cu alții, deși numele meu pentru ei era ciudat. Spunea ceva. Că sunteți altfel. Că sunt altfel. Și îmi spuneam în diferite moduri. Bosgor, ceangă. Cuvinte specifice. Deși la noi nu se vorbea decât românește acasă. Așa a fost în mileniul trecut. Și s-au schimbat lucrurile când ați ajuns la seminar? Ați întâlnit un alt tip de colegi? Pentru că iată, după ce ați fost între colegi majoritar ortodoxi și acum erați toți catolici, nu? Într-un colectiv doar cu catolici. Eu mă așteptam în seminar să fie cerul. La ce mod? Cum vă închipuiați cerul? Să fie toți sfinți. Și când am văzut că nu sunt nici ei, nici eu sfânt, am mai coborât. V-ați gândit că veți ieși sfinți de acolo? Mă zic, poate între timp mă sfințesc. Vă transformați. Dar a fost o mică decepție. Eu vreau să găsesc altceva. Că aveam ideal așa, măreț. Când am ajuns în seminar, am văzut că sunt oameni la fel. Care se pregătesc, că trebuiau prelucrați și ei săraci. Și sunt în devenire, evident. Cum au fost anii de seminar, părinte? Cum vi s-au părut? Lungi. Eu am lucrat 10 ani. Am mai făcut încă o dată cele două clase de liceu. Am luat de la capăt. De la seria următoare am terminat școala medie cu școala generală cu 8 clase. Eu câștigasem un an, că am terminat cu 7 clase. Și a fost lung seminarul. 10 ani. Armată. Da. Dar la început n-am simțit nicio duritate. Deci nu mi s-a părut disciplina severă. Pentru mine a fost bine, adică am găsit un mod de a crește, de a mă modela și am întâlnit și oameni, deși prefectul e prefect, știți, prefectul este cel care e cu disciplina. Exact. Nu se vorbește pe coridor, silențiu perpetu, nu se vorbește în dormitor, nu se urcă două trepte. Noi luam, tot felul de reguli. Noi luam câte trei trepte odată. Fugeam, nu se aleargă. A fost lung, dar era necesar ca să-ți faci și ați liceu. Avut momente grele în care v-ați gândit poate să renunțați, să vă întoarceți tot spre așa. Real sau uman, ceea ce trebuia la un moment dat să aleg. Tot așa îl rugam pe Dumnezeu să decide dacă să merg mai departe sau să mă opresc. Dar eu n-am avut curajul să mă opresc. Parcă el m-a tras înainte. V-a tras atât de bine încât în 1975 ați fost hirotonit preot în catedrală și încardinat în Arhidieceza de București. De ce în Arhidieceză și nu undeva prin Moldova? Cum bănuiesc că s-a întâmplat cu majoritatea colegilor dumneavoastră. Asta era o predestinare. N-am ales eu. Tot așa Dumnezeu a ales. Că nimic în viața omului nu se întâmplă întâmplător. Fără rost. Totul are un sens. Toate le rânduiește Dumnezeu. Așa zic eu și îmi place să cred că nu ne naștem când vrem noi, nu venim când vrem noi aici, nici unde vrem noi, acolo unde i-a dat, și nici nu plecăm când vrem noi, când suntem chemați. Este o chemare pentru fiecare om. Și nici o întâlnire nu este întâmplătoare. Când întâlnești un om sau altul, că sunt acum aici în fața dumneavoastră la anchetă, nu e întâmplător nimic, Dumnezeu poate... Anchetă prietenoasă. Prietenoasă. Nimic nu e întâmplător. Și ați fost încardinat în arhidieceză și ați primit prima misiune ca preot vicar în parohia Sfântul Anton de Padova din Râmnicu Vâlcea. Da. Deci plecat din Moldova, încardinat în arhidieceza de București, dar trimis la Râmnicu Vâlcea. Cum a fost această primă misiune ca vicar în această parte a țării? A fost în început al preoției. Am avut un paroh. Era franciscan, dar atunci nu se știa că era interzis viața călugărească, erau toți preoți. 4 luni n-am avut timp să am vreun diferent. Ne-am împăcat bine. După aceea, când am plecat, m-a căutat și
Ați plecat foarte repede, nu-i așa? De ce ați stat doar 4 luni? Ați fost numit imediat paroh la Sinaia. La paroh la Sinaia, pentru că tot în 1975. 4 luni am stat, Ați muncit, nu? Nu foarte mult, ca vicar. Am stat la Vâlcea și am fost numit la Sinaia în toamna lui 75, pentru că era nevoie. Atunci erau puțin preoți, nu ca astăzi. Și erați totuși preot tânăr care a primit o misiune de paroh și într-o comunitate relativ importantă. Zona Sinaia e și o zonă turistică și o zonă, și acolo unde știu că s-a întâmplat un lucru foarte interesant, și anume în 79 l-ați întâlnit pe nimeni altul decât pe mult iubitul conducător al vremurilor, cum se zicea, Ceaușescu. Povestiți-mi cum a decurs această întâlnire și cum de l-ați întâlnit, de fapt. Cu Ceaușescu m-am întâlnit la Predeal. Da, dar a fost în 79, în perioada în care erați paroh la Sinaia. De la Sinaia administram Azuga, toată Valea Prahovei. De la Comarnic până la Predeal. Deci aveam biserică la Azuga și biserică la Predeal. N-aveam timp duminica să mănânc, pentru că trebuia să plec la cealaltă biserică. Făceam în fiecare duminică slujbă în toate 3 locuri. Nu circula mașina o duminică, nu circula decât cu soț, alta fără soț. Câteodată nu circula nicio mașină, că se oprea circulația. Când trebuia să mă grăbesc să ajung, capela catolică era pe deal, la Cioplea, sus, astăzi este biserica jos. Mergeam cu trenul, mergeam cu ocazie, mergeam cu ce găseam. Mergeam cu mașina când se putea. Odată l-am întâlnit pe Ceaușescu, mergând așa cu rucsacul în spate, la stulpă, cu ce aveam eu acolo, cărțile, cu capul în jos, că trebuia să stau aplecat, că era de urcat dealul. Aveam 20 de minute de urcat marșa energic. Și când ridic capul, în fața mea traversează Ceaușescu. Însoțit de? Însoțit de Elena. Delegația. Elena, doar cu soția. Doar cu soția și 2 câini. 2 câini negri. Da, erau în promenadă. Dar ceilalți care însoțeau, cred că erau după copaci, după brazi. Erau 2 vaci pe marginea pădurii. Și Elena țipă la vaci, nu știu ce. Câinii s-au dus la vaci, să lătreau la vaci. Și țipă Elena să vină câinii. N-a venit nimic. Când a spus Ceaușescu, a ridicat glasul, au venit câinii la picioarele mele. Eu n-am avut timp să spun bună ziua, n-am avut timp să spun nimic. Am văzut și atât. N-ați schimbat niciun cuvânt, v-ați văzut de drum în continuare. Am plecat mai departe, că nu mă așteptam, a fost ceva ne... Știu că ați avut la un moment dat o cumpănă în viața aceasta și anume era să vă întâlniți cu Creatorul mai devreme decât v-ați fi așteptat în urma unui accident, undeva tot pe Valea Prahovei, nu-i așa? Sau în ce zonă a fost? La Sinaia este o mănăstire. Eram prieten cu starețul de atunci, care astăzi este episcop. Fratele ortodox, da. Nu-i așa? Și mergeam cu el aproape în fiecare săptămână la o mănăstire. O mănăstire de care? Ortodoxă? Ortodoxă, ortodoxă. Nu erau catolice. Da. Și eram curios să văd și eu oameni îmbrăcați în straiele călugărești. Da, că atunci nu vedeai așa. Mai aici, călugări. Și am zis, hai să mergem mâine, ne programam. Mâine mergem la sâmbăta. Dimineața la 6, spunem, ca să ajungem timp, să avem timp să venim înapoi la slujbă. Adică eu. Și mergeam pe la izvorul rece, pe serpentine de alea. În zona Codlea, în zona aceea. Nu, nu? Spre Codlea. Spre Codlea. Da. Uh-huh. Și era dimineață, era bună, cred că era toamnă sau primăvară. Mergeam mai tare să arăt eu starețului cum merg eu, un pic de orgoliu. Și la un moment dat a venit o porțiune umedă, poșghiță de gheață. N-am mai avut timp să fac nimica, a plecat mașina unde a vrut ea. Și ne-am trezit într-o râpă.
Ați simțit atunci, gata, asta a fost? N-am avut timp să-mi fac nicio mimică, nicio reflexie, decât după ce am văzut că s-a oprit mașina într-un stâlp. Norocul am avut că a fost un stâlp acolo, de gard. S-a oprit mașina, eu n-am zis niciun cuvânt, am ieșit afară, am scos căciula din cap și am făcut cruce și am spus Tatăl nostru. Starețul a rămas acolo înlemnit în mașină. Ce ați spus atunci? Doamne, îți mulțumesc? Da. Ați realizat atunci ce era să se întâmple? Da, da, putea să se întâmple o mare nenorocire. Un frate catolic, un frate ortodox, în drum spre o mănăstire, cu gânduri și intenții mai mult decât bune, iată ce pățesc. Da, și mașina era bocită de tot. El mi-a spus, înainte de a pleca de acasă, zice, Francesc, ne spuneam pe nume. Și acum ne spunem pe nume. Pentru că avem... O prietenie. O legătură. Și zice, Francesc, am visat, înainte de a pleca de acasă, am visat azi noapte, ne-am visat amândoi în cimitir. Și făceam ceva pe acolo, printre cruci, noi amândoi. Și ce ați zis? Suntem fețe bisericești, ființa morminte, ce făceam? Eu nu cred în vise, eu cred în Dumnezeu. Mergem cu Dumnezeu înainte. Și el a spus, ai văzut că am avut dreptate? Și de atunci credeți în vise, părinte? Nu. Nu credeți în vise? Nici astăzi. Ei, a trecut această experiență fericită până la urmă, pentru că mi-închipui că v-a unit și mai mult cu prietenul dumneavoastră ortodox și misiunea de preot a fost să fie, să se desfășoare de acum, nu, din 1986, într-o altă zonă a țării, la Drobeta, Turnul Severin. Cum a fost acolo? Ce a fost specific activității pe care ați desfășurat-o acolo? Acolo, dar am stat doar 2 ani. La Sinaia am lucrat 11 ani la Sinaia și la Severin 2 ani. La Severin eram dornic să fac ceva, să mă afirm, și am văzut că biserica nu arată prea bine. M-am apucat să decojez pereții și să o repar și în interior și în exterior. Atunci se practica reparația asta cu praf de piatră, cum s-a făcut seminarul și alte biserici în Moldova. Și am chemat un arhitect din Moldova, care a lucrat acolo și mi-a făcut o schiță cu praf de piatră, cu cărămidă aparente pentru conturul geamurilor. Și acum, astăzi, tot așa este cum s-a făcut deci atunci. Deci iată, în doar timpul, 2 ani, dar a rămas ceva ce e și astăzi. În timpul comunismului. Acolo am o amintire, mergeam la sfințirea caselor și mi s-a terminat benzina. Era problemă cu benzina. Se dădea o porție, 40 de litri pe lună. Nu mi-ajungea. Mi s-a terminat benzina. O duc la un credincios cu o sticlă să îmi dea un litru, o sticlă de benzină. Vin repede, că mă grăbeam, vin repede, deschid bușonul și pun benzina. Cineva zice, ce faceți, domnule, acum? Zic, pun benzina, unde puneți? Zic, în rezervor. Când mi-a spus unde puneți, când m-am uitat eu, nu era mașina mea, era altă. Avea aceeași culoare și cheia s-a potrivit perfect. Ați vrut să faceți o faptă bună. Și zic, mă, ce fac? Ce fac? Am pusese în benzina. Zice, haideți să vă dau înapoi. Ca să mergeți mai departe. Părinte, după experiența pe care ați avut-o la Drobeta, Turnul Severin, ați fost numit paroh și decan la parohia Sfânta Elena din București. Aici unde ați avut și o misiune administrativă mai complexă, pentru că știu că ați și construit, nu? Nu doar spiritual și la figurat, cum se spune în lumea religioasă, ci și la propriu. Ce ați făcut aici? Am construit cultul Maicii Domnului. Iubesc foarte mult pe Maica Domnului. Aveam în curte o grotă veche cu o statuie unicat, opera de artă. Am construit, deci, în primul rând, cultul ăsta în fiecare lună, pe 13, data apariției Fecioare Maria la Fatima, se făcea o liturghie specială, unde veneau credincioși din toate parohiile,
ocazie de spovezi, mai mulți preoți la altar și venea lumea de recita rozariu, întreg trei rozare, toate trei. Atunci erau trei și lumea venea cu mult drag la Maica Domnului. De fapt venea la Dumnezeu, dar Maica Domnului aducea. Faceți ceea ce vă va spune El, spune Maica Domnului. Și tot acolo, la Sfânta Elena, am adus o statuie care se cheamă Maria din Nazaret. O statuie din lemn, din Italia. A făcut un pelerinaj prin lume. Am mers la Giurgiu să iau statuia din vamă. Episcopul m-a așteptat la biserică, episcopul Robu. Era prima dată când venea o statuie, așa, un pelerinaj. Vame așa, bea numai decât să vadă ce e în cutia aceea. Zic că e o statuie. A adus-o până la vamă, a adus-o din Italia, a adus-o un turc. Și el nu dădea voie să se umble acolo. El trebuia să preda pachetul întreg. Vame așa, vrea să vadă statuia. Și a văzut statuia așa, și-a făcut cruce. A fost impresionat. Când a venit cu statuia, așteptau oamenii în curtea bisericii, m-a așteptat încă o oră în plus față de liturghie. N-au plecat. Au voie să vadă statuia. Deci am construit cultul Maica Domnului și am mai construit ceva. Eu când am mers la Sfânta Elena, n-aveam casă. Am locuit într-o altă casă, dărâmpânată, într-o cameră. Și trebuia, am fost adus la Sfânta Elena să mă ocup și de problema asta administrativă. Biserica era crăpată din cauza cutremurelor, 77 și ce a mai fost după aceea, și nu era casă. Și deci ați avut casă, biserică de refăcut. Și au trebuit să fac pe două planuri șantier. Biserica și casa. Cerusem înainte de Revoluție, că am venit aici în București, la Sfânta Elena, în 88. Revoluția am prins-o în București. Am mers cu ministranții la Revoluție. Când am văzut că se trage, am venit înapoi, că părinții mă certau. Da, erau copii totuși. Au fost la Revoluție copiii cu mine. Am fost și eu. Își amintesc cu siguranță. Am construit greu de tot, pentru că la început erau niște prețuri, apoi au crescut prețurile puternic. Am construit, am reparat biserica și am construit o casă parohială cu grădiniță. Și în casa parohială am avut și școală, cursul elementar. Au maicile care erau învățătoare, maicile la Sfânta Agnes, și au făcut acolo 4 ani în sala mare, unde eu programasem să fie sala de mese. Era o sală mare, m-am gândit eu să fac o casă parohială model, unde se încapă toți preoții într-o sală din București. Și v-ați încheiat și această misiune cu brio și așa cum primește orice om harnic, primește o nouă treabă, nu-i așa? Da, episcopul zice, n-ai făcut nimic, ai făcut ceea ce trebuie să faci. Când am terminat, episcopul Robu. Și a zis, trebuie să merge acum în altă parte să mai faci și acolo. Și ați fost mandatat să vă ocupați de parohia Sfântul Ioan de Capistrano din Târgu Jiu. Acolo unde, foarte interesant mi se pare, ați avut o interacțiune aparte cu o comunitate de romi. Cum a fost această misiune pentru dumneavoastră? În Târgu Jiu sunt mulți romi. Ceea ce m-a impresionat, cum veneau romii, sunau la ușă în fiecare zi, câțiva, 10, sunau, părinte, o dezlegare, vă rog frumos. Pentru ce? Pentru ce? Păi zice, m-am jurat că nu mai mănânc din porc. Tăiau porcul, toți tăiau porcul la Crăciun. M-am jurat că nu mai beau. M-am jurat că nu mai joc jocul de noroc. Așa cum ar trebuia să-i dezlegați ca ei să poată să facă din nou. Eu lucru. Trebuia să-i înțeleg, uite părinte, trebuie să merg la nuntă. Trebuie să beau și eu un paracul. Nu? Și zic, măi, te dezleg acum. Dar acum, numai acum. Că tu te-ai jurat, zic, te rezolvi cu Dumnezeu. Da, ați încercat vreodată să le spuneți, dar nu te mai jura, renunță la asta. Am spus, nu te mai dezleg. Așa. Și a venit la mine și mi-a spus așa, dar ești părinte să mă dezlegi. Am deschis ochii și am zis, are dreptate. El vine la preot, cu credința lui și cu gândul lui.
l-am dezlegat și n-am mai respins pe niciun. Ați colaborat bine cu acești oameni? Ei veneau la preot, la taica, părinte, sărut mâine, sărut dreapta, sărut. Sunt oameni. Nu, dacă eu nu m-am născut între ei, nu înseamnă că sunt mai bun. Evident. Și de multe ori ne dau lecții, adevărate lecții. Acolo i-a chemat Dumnezeu. Și pe mine m-a chemat acolo, la parohie, să-i deschid ușa. Unde știu că este un mozaic deosebit, nu-i așa? Este și un mozaic, sunt mai multe. Este un mozaic foarte mare, pe frontispiciu, din interior, unde e altarul. Este o cruce la mijloc și Maica Domnului cu Sfântul Ioan, care erau sub cruce. Am văzut la Ciofliceni mozaicul de la călugării carmelitane și mi-a plăcut foarte mult. Și am vrut să fac și eu ceva asemănător. Nu știu dacă a ieșit așa, dar eu am încercat să-l fac, da? Am făcut și apoi la mijlocul bisericii, am făcut și în spatele bisericii, că m-au păcălit meșterii, artiștii. Părinte, mai merge unul aici. Era scump, dar atunci am vândut și mașina, când am văzut cum e, am dat tot. Doar să rămână și să fie. Și azi e bine și frumos. Și ați stat, părinte, la Târgu Jiu până în 2022, când ați ajuns paroh emerit la Catedrala Sfântul Iosif? Zic bine? Păi am fost paroh. Ați fost paroh și apoi emerit. Am fost paroh la Sfânta Elena. Am revenit în București la chemarea episcopului. El m-a chemat și am zis mulțumesc. Deși nu aș fi vrut să închei activitatea. Aș fi vrut să stau până la 75. Da, dacă m-a chemat... Ascultarea e parte din viața unui preot, nu-i m-a așa? M-a chemat, peste tot m-am desprins cu greu din orice parohie de unde am plecat, că am pus ceva acolo, o cărămidă, am întâlnit niște oameni, m-am legat de ei și am interacționat cu ei și nu puteam parcă să mă despart. Aveam niște lacrimi pe care nu puteam să le vărs, să le arăt, dar aveam. În suflet erau cu siguranță. Peste tot m-am simțit bine ca acasă. Peste tot. Credeți că Dumnezeu v-a dăruit experiențe astfel încât să vă pună în valoare, nu știu, talanții pe care vi-a dăruit și harul acesta și administrativ, pentru că pe unde ați fost, din ceea ce ați povestit, n-ați lucrat doar cu suflete, ci ați lucrat și la construcții și la ceea ce a rămas palpabil în urmă. N-am lucrat și cu mâna mea. Am făcut un mozaic în exterior bisericii la Târgu Jiu. L-am recondiționat, că era aruncat undeva și m-am plasat în exterior pe zidul bisericii. Am pus o schelă acolo și o lună de zile am lucrat pe schelă să-l prind în perete și să restaurez așa bucățică cu bucățică. A venit părintele, un coleg al meu, de la Pitești, era paroh, atunci trebuia să plece, avea o dificultate de a pleca de acolo, de la Pitești, și l-am chemat la mine. Hai mai stai la mine. Parcă spunea că nu mai aveam să stai la mine. Eu eram pe schelă sus, ce faci acolo? Zic, pun un mozaic. Ia să văd, urcă el la mine acolo și dă-mi și mie flexul. Măi, stai cu... că ăsta este foarte periculos. Deci n-am terminat să-i spun că a dat peste picior și a tăiat și pantoful și laba piciorului. Curgea sângele pe schelă, m-am dus cu el la doctor. Părinte, ce are flexul în comun cu preotul? Eu știu că preotul e la altar. Doamne, noi l-am pus pe Iisus pe biserică și el a venit să mă ajute, colegul meu. Ce are flexul cu... Așa a fost să fie. Părinte, vă mulțumesc pentru prezența în emisiune, vă felicit pentru întreaga dumneavoastră activitate și ca decan al parohiilor din decanatul romano-catolic București și ca profesor la Colegiul Romano-Catolic Sfântul Iosif și capelan al penitenciarelor. Iată alte câteva activități asupra cărora nu am reușit să ne oprim pe parcursul acestei emisiuni. Vă mulțumesc pentru prezență, vă doresc toate cele bune și să aveți în continuare putere și har să-i bucurați pe cei care vă întâlnesc. Mulțumesc! Vă doresc și eu succes în ceea ce faceți, că este și asta o vocație. Tot de la Dumnezeu. Fiecare om
are de făcut ceva. Și talanții pe care i-a primit trebuie să-i pună în valoare. Nu trebuie îngropați niciodată. Mulțumim, părinte! Toate cele bune! Dragi prieteni, vă mulțumesc pentru atenție. Sunt Nicoleta Timaru. Ne vedem săptămâna viitoare la o nouă ediție a interviului săptămânii. Toate cele bune! Interviul săptămânii la RCIS FM.